Iar noul atac al forțelor ruse din noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva portului ucrainean Odessa s-a soldat cu 2 morți și a provocat distrugerea unei catedrale ortodoxe aflate pe lista UNESCO. Ucraina a contraatacat și a distrus depozite de muniții și carburanți din Crimea, unde populația a fost evacuată pe o rază de 5 km. În același timp, Lukashenko a mers la Sankt Petersburg să se întâlnească cu Putin, de unde a amenințat Polonia. Discut mai multe despre acest subiect cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării Securității. Bună, Florin, bine te-am regăsit. Vedem, Lukashenko i-a spus lui Putin că mercenarii Wagner vor să meargă în excursie la Varșovia înainte de exercițiile comune ale armatei din Belarus cu mercenarii care au provocat rebeliunea armată Rusia. Cât de serioasă este o astfel de amenințare? Bună, Mihaela, este o glumă între doi dictatori, dar Polonia a luat deja măsuri și a dislocat 2 brigăzi blindate la granița cu Belarus. Mutarea mercenarilor Wagner de pe frontul din Ucraina în Belarus pune o mare problemă de securitate în nord-estul continentului, mai ales că inclusiv un parlamentar rus, președintele Comisiei de Apărare din cadrul Dumei de Stat, a spus că rolul acestora este să ocupe acea fâșie îngustă de teritoriu între Belarus și exclava Kaliningrad. Este clar că Ucraina își va lua toate măsurile să-și apere teritoriu. Ne concentrăm toți pe războiul Rusiei în Ucraina, dar cu siguranță aceste scăpări ale lui Putin în Belarus, cum este aceasta cu mercenarii, în Marea Neagră, cum a fost amenințarea că va ataca toate navele comerciale din Marea Neagră, este clar că atenția trebuie să fie mult distributivă, nu doar pe Ucraina, dar și pe alte zone unde Putin, împreună cu dictatorul Lukashenko, încearcă să creeze anumite manevre, atât către Polonia, dar și în Marea Neagră către România. Vedem că Rusia a atacat mai multe ținte valoroase din Ucraina, a dus la evacuări și perturbări ale traficului aerian. Este o reacție a Kievului la bombardamentele Rusiei din ultimele zile asupra porturilor de la Marea Neagră? Da, după fiecare bombardament al Rusiei asupra porturilor, în special asupra Odesei, Ucraina a contraatacat. E adevărat că ultimul atac a Rusiei a fost unul la saturație. 19 rachete au fost trimise asupra centrului Odesei. 9 dintre ele au fost doborâte, dar 10 au lovit diferite clădiri, printre care și cea mai importantă structură bisericească din zonă, Catedrala Ortodoxă, care este și cumva sub patronajul UNESCO. Ceea ce face Rusia este clar un act criminal. Ucraina ripostează asupra obiectivelor militare și am văzut astăzi că a distrus un depozit de muniție, a distrus un depozit de carburant și a lovit o bază aeriană a flotei ruse la Marea Neagră și prin toate aceste obiective încearcă să scurciteze logistica rusă, mai ales că traficul feroviar dintre podul Kerci și centrul Crimeei a fost blocat. Însă, în acest moment, pe lângă această luptă la distanță, este o concentrare mare și pe front, unde Ucraina încearcă și face presiuni speciale în regiunea Zaporojia pentru a mări ritmul contraofensivei. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru informații.